Ca orice instituție care are o activitate sezonieră, și sezonul de toamnă este un sezon al, să spunem așa, organizării noului sezon și al modernizărilor. Acvariu va beneficia în toamna asta de multe modernizări, ca de altfel în fiecare extra sezon. Respectiv, 7 bazine vor fi schimbate complet, de la geam până la dotările interioare. Instalația electrică va fi modernizată. Avem proiect, urmează să facem achiziția unei puternice, serioase renovări a instalației electrice. Concomitent, vom introduce un sistem de ventilație modern cu 6 ventilatoare, care va asigura o eliminare a excesului de umiditate specific pentru extrasezon. Vara avem probleme cu căldura, bineînțeles, ca oriunde, dar iarna avem o problemă destul de importantă cu umiditatea, în special toamna-iarna și primăvara, dar toamna-iarna în mod particular. Și această umiditate trebuie să fie îndepărtată din clădire, fiindcă sistemele electrice de iluminare și tot ceea ce înseamnă tehnica de la acvariu suferă, pe de o parte, și pe de altă parte vizitatorii, uite, ochelariști ca mine, imediat când intră în acvariu, li se aburesc ochelarii. Și trebuie să găsim o soluție și am găsit-o, un sistem de ventilație deștept care să îndepărteze excesul de umiditate din acvariu. În rest, acvariul va beneficia, dar asta mai încolo, spre primăvară, va beneficia de modernizări ale ambientelor pentru pești, a decorului, fiindcă vrem să prezentăm aceste exemplare, aceste animale, aceste exponate într-un decor cât mai aproape de cel natural. Trebuie să găsească oamenii la acvariu Constanța ceea ce nu pot avea acasă, bazine mari. Asta este motivul pentru care facem aceste 7 bazine, bazine mari, reorganizate complet. Va fi, după părerea mea, un acvariu mai frumos, din ce în ce mai frumos, ceea ce de altfel s-a și văzut, fiindcă numărul de vizitatori a crescut foarte mult, ultimii ani a însemnat o creștere de 20-30% în fiecare an. E dreptul anul acesta doar de aproximativ 12% creștere ca număr de vizitatori, dar cu limitele pe care le impune clădirea de spațiu și de vechime, totuși reușim să ne atragem un număr de vizitatori care e greu de crescut procentual atunci când ai ajuns la un nivel de maturitate, dar vrem să continuăm creșterea.